iar mireul Dar el răspunzând a zis, adevărat vă spun vouă, nu vă cunosc pe voi.
Drept aceea privegheați, că nu știți ziua și ceasul în care vine Fiul Omului. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Am venit cu gândul să
primind harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în aceasta constă puterea rugăciunii în comun. Că rugându-ne pentru noi, ascultând rugăciunile pe care erau din preoții le rostesc, implicit ne rugăm și pentru cei de lângă noi. Și la fel și ei, rugându-se pentru ei înșiși, se roagă și pentru cei de lângă ei. Și aceasta este comuniunea Bisericii și rugăciunea are putere, pentru că așa ne-a făgăduit Hristos. El a spus la un moment dat că cei, dacă doi sau trei se adună în numele Lui, tot ceea ce vor cere, vor primi. Dumnezeu va asculta rugăciunile celor care se unesc în același gând spre El. Vedeți, noi cu conștiința aceasta venim la biserică și sunt sigur că fiecare din frățiile voastre, poate majoritatea nu sunteți pentru prima dată aici, ați venit cu același gând și cu aceeași stare sufletească, cu convingerea că, într-un fel sau altul, Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră. Și să știți că așa este. Dumnezeu chiar ascultă rugăciunile fiecare dintre noi. Nu răspunde de fiecare dată în modul și la timpul pe care noi îl intuim și am vrea. Noi vedeți că nu ne cunoaștem viitorul. Noi intuim ceea ce ar putea fi în zilele și în perioada de timp care urmează din viața noastră. Ne dorim astăzi ceva, s-ar putea mâine să ne răzgândim, să vrem contrariul. Dumnezeu cunoaște viața noastră de la început și până la sfârșitul ei. Și starea noastră din veșnicie chiar. Și atunci, când mai întârzie, sau când avem noi impresia că întârzie cu răspunsul la rugăciunile noastre, să știți că El le-a ascultat, ne știe, știe ce avem nevoie cu adevărat și ne va da. Atmosfera de rugăciune pe care o am trăit-o acum, deși fizic poate nu este prea confortabil, pentru că timp de o oră și un pic am stat în picioare la sfârșitul unei zile, să știți că Dumnezeu a primit-o și ca o jertfă. Pentru că, deși fizic poate suntem puțin mai osteniți, sufletește am convingerea că fiecare dintre noi ne întoarcem mai odihniți acasă. Și Dumnezeu primește astfel de jertfe. Și inclusiv noi ne bucurăm sau ne folosim de starea aceasta, pentru că, vedeți, trăim sau am trăit un timp de calitate, care contează și pentru, sau rodește în noi și după ce El fizic s-a epuizat. Și aveți această convingere că mergând la casele frăților voastre, stăruind în rugăciune, stăruind în a împlini poruncile și voia lui Dumnezeu, El este mai aproape de fiecare dintre noi, decât noi înșine ne putem fi mai aproape decât față de cei mai dragi ai noștri. Noi îi purtăm în sufletele noastre, așa cum i-a purtat și astăzi, în rugăciune pe cei dragi, pe cei care nu sunt alături de noi acum. Și ne problematizăm față de situațiile lor mai dificile din viață, față de traiectul vieții lor. Și îi simțim foarte apropiați sufletului nostru. Să știți că pentru Dumnezeu noi suntem mai apropiați decât ne este cel mai drag om din viață. Așa ne are Dumnezeu în vedere și tocmai în acest sens El nu rămâne dator nimănui. Mergând la casele voastre, să-i purtați în rugăciune și pe cei care au făcut posibilă această seară. Pe Părintele Episcop Calinic, pe Părintele Stareț Nicodim și pe toți cei care s-au rugat pentru frățile voastre, pentru că, așa cum spuneam, din comuniunea în rugăciune se naște și împlinirea dorințelor noastre. Domnul să vă binecuvinteze și mult vă spun folos! Mulțumim milostivului Dumnezeu pentru această mare binecuvântare. Mare binecuvântare nu numai pentru ochii Sfinte noastre mănăstiri, cu siguranță și pentru frățile voastre. De folos pentru sufletul nostru, pentru sănătatea sufletească și topească. Țin să mulțumesc prea Sfântul Părinte Episcop Calinic că a dat curs rugăminții noastre de fiecare dată această slujbă care de folos ne este nouă și dumneavoastră, frățile voastre, care poposiți
deseori ce veniți atâta drum pentru această slujbă, să vă fie de folos. Mulțumim preasfinția voastră, Hristos Dumnezeu să vă răsplătească, că existați în viața bisericii și în viața noastră a tuturor. Și în ultimul rând vă mulțumesc dumneavoastră, cei binecădincioși, care veniți cu multă râvnă și cu multă evlavie. Să vă fie de folos, Doamne ajută, din încredințarea noastră preasfințitului calinic, iubiți credincioși, următorul Sfântul Maslu, va avea loc pe 15 decembrie, să nu fim prea aproape de Crăciun. Să ne ajute milostivul Dumnezeu să ajungem cu bine. Deci 15 decembrie, la aceeași oră, ora 16. Vă mulțumim, preasfinția voastră.